Mamă, m-am apucat pe mine dansa, văd eu, perfect. Și tu știi să dansezi? Oh, yeah. Salut, Laura. Am să zic hello, baby. Nu mai știam cum, adică eram pe piesa asta. Da, bună, bună. Ce faci? Haide să luăm un loc aici la noi la bar? O cafea, o apă, mulțumesc, un ceai? Da. Da? Da. Nu te așteptai. Nu, nu avem. Ciucă, două ape la bar, te rog frumos. Așa, s-a uitat. Poți să stai tu aici ca să te vezi mai bine? Adică? Adică, da. Popcorn, adică vrei, asta Laura? E. Deci ce vrei? Apă, cafea, ceai? Popcorn. Avem pe Ciucă. Ciucă, îmi faci o cafea? Bineînțeles. O cafea? Te rog frumos, Ciucă. Cu zahăr? Fără. Fără zahăr, că e fără, dulce că ea. Nu ciucă. E. Ciucă e dulce, ea nu mai trebuie cu zahăr, dacă mă înțelegi ce vreau să spun. Laura, arăți superb ca de fiecare dată. Mulțumesc. Ce ai întinerit? Am niște femei faine care se ocupă de mine să mă păstreze. Nu e adevărat, arăți foarte bine. Cu mine în frunte, bine că și asta o femeie faină care mă ajută. Normal tu. Mă ajut singură să știi. Foarte bine. Ce-și face omul cu mâna lui se numește cremă de față. Cum e cremă de zi? Fac și de corp, vai, laser. Da, exact. Bun, perfect. Să nu vorbim de creme. Nu, nu de ce m-ai chemat? Mi-a zis Ghenu că vrei să mă vezi. Am înțeles că e o poveste cu Shakira, cu nebunia asta. Deci a apărut un șoc. Mi-a zis colegul meu Andrei Dobrogea, el e numai pe Euronews și pe chestiile astea. Zine ce s-a întâmplat, să înțeleagă lumea. Am înțeles. Păi probabil ați legat Shakira cu Alejandro Sanz. Am legat de un eveniment internațional. Un eveniment foarte frumos la care am fost invitată și era să scap telefonul din mână. Da, intrați? Da, poftiți, da. Tati. Perfect. Așa e frumos. Am fost la vecin, că nu mai aveam cafea. Ce drăguț. Da, doamna Esca aici. De la ea, mama, ce drăguț o pupe, Andreea. Noi nu mai aveam cafea. Ce cu semnul mâinile? Păi intrăm. Nu mai aveam cafea, Alina. Da, Alina, perfect. Am luat de la doamna Andreea. Mulțumesc și că ce drăguț. Popcorn, vrei? Un eveniment popcorn, nu, că nu e bun. Ce, vedem vreun film? Stai, Ciucă, să auzim de evenimentul ăsta. Deci, fii atent, da. Laura, la un moment dat, primește un telefon, ca să ai pierdut momentul ăsta. Așa. Am de telefonul, pentru că cine crezi că era la celălalt capăt al firului? Cine? Era Jul. Jul, mă? This așa, foolish da. Nu știam după nume. Altceva. Așa, ce a zis? Da, ce a zis? Zis bine, e o poveste mai lungă. Eu o urmăresc pe Jul pe Instagram. Am redescoperit-o după ce am revăzut un videoclip de-al ei pe un post de muzică. Și am zis, mamă, ce mai face Jul? Oare o avea Instagram, Facebook? Da. Mamă, voi știu ce mai face, că eu am crescut cu ea, da? Și avea Instagram, un Instagram nu foarte mare. Și mi s-a părut așa puțin nedrept, nu mai știam nimic despre ea. Am început să-i dau like-uri, am început să-i comentez și la un moment dat m-a invitat la un concert de-a lei online, uh-huh, în perioada lockdown-ului. Eu urma să pregăteam concertul meu online și am zis, ce tare, am invitat să văd și eu cum fac americanii concerte online. Și a fost foarte frumos, am rămas în relații faine, am tot comunicat. Avem energii similare și cred că asta s-a întâmplat, îi place de mine. Mi-a dat un Google, altfel nu mi-explic, m-o fi auzit pe și YouTube. Acum, se spune că e pentru ziua internațională, nu? Da, e o zi mondială a sănătății mentale. Ea are o asociație foarte tare, se numește Inspiring Children. Și prin asociația ei se strâng fonduri și se trimit copiii la diverse universități de prestigiu, la Yale, la tot felul de locuri de-astea. Le-am văzut noi prin filme, știi? Da. Acum tu ai venit pe stradă, presupun. Și uitându-te așa pe geamul mașinii, ai mai văzut vreun om normal pe stradă în ultima perioadă? Apropo de sănătatea mentală, cred că stai... Păi, studiile spun că 93% a fost afectată sănătatea mentală. Da? Adică la toată lumea. Din cauza pandemiei. Din cauza, mai ales în perioada asta. Și atunci a fost minunat că ea a vrut să ridice un awareness la nivel mondial și și-a amintit că îi place de o fătucă din România pe numele Elora. Și mi-a spus așa, știu că e din Scurt, o să te rog să ții legătura cu o tipă, managera ei, asistenta ei, să-ți dea mai multe detalii. Știu că e din Scurt, mi-ar plăcea foarte tare dacă ai putea să faci o filmare live cu tine cântând o piesă care să aibă legătură cu evenimentul. Și m-a întrebat, ai? Și am zis, sunt întâmplător, am! Cum e? Cum să nu scoatem de la Sertar? Cum e asta? Păi nu că am, când nici măcar de la Sertar. E o piesă, se numește I Know, are și videoclip. Eu am făcut un album întreg, albumul meu numărul 2 se numește Despre demon și iertare. Și este despre lupta interioară, războiul
tău cu tine. Și asta am făcut. Eu am făcut un album care să aibă legătură cu subiectul. Nimic nu e întâmplător. Nimic nu e întâmplător. Și uite că piesa mea despre stres și despre pierderea controlului și recăpătarea controlului asupra vieții tale și asupra ta, care se numește I Know, piesă care n-a făcut mulți pui în România pentru că e un mesaj greu și e în engleză, iată că și-a găsit în sfârșit scopul. Și nu după 4 ani. Ziua Mondială a Sănătății Mentale, ceea ce mi se pare fabulos. A fost și un summit și apoi concerte. Unii au cântat cu chitara de acasă, eu am fost mai bine pregătită, că am zis că eu trebuie să impresionez americanii. Eu nu pot să stau așa să cânt eu de sfragerie, nu se poate. După mine a fost un moment al lui Alejandro Sanz, făcut special pentru chestia asta, un fel de monolog, și apoi a cântat puțin. Am fost, nu pot să cred că după mine a intrat Alejandro Sanz. Oamenii care se uită acum pot să caute momentele astea pe Facebook la tine? Nu mai e pe Facebook, știi de ce? Pot să găsesc frânturi, momente? Cine a dat, a făcut live, a făcut live și la mine. Deci am dat datele mele ca să poată transmite live la mine pe pagina de Facebook. Problema este că noi avem alte legi. Și live-ul meu a fost blocat din cauza muzicii și drepturilor de autor. A fost blocat în vreo 200 și ceva de țări. Deci nu mai avea niciun sens să țin live-ul acolo. Și plus că poate să-mi fie să am probleme pagina. Blocată pagina. Și atunci să evit, după ce s-a terminat, l-am mai lăsat o zi și apoi l-am șters. Asta e, fusă și să dusă. Eu zic că să bei cafeaua cu noi. Îți mulțumim că ai trecut pe la noi. Rămâi pe aici, mai bem cafeaua, mai povestim. Dar vedeți că pe Facebook la mine ce poți să vezi? Reprezentația mea. Live. Asta puteți să o vedeți. Asta e și ce ne interesează. Și pe Instagram. Intrați să mă vedeți. Facebook, Instagram, căutați-o. Rămânem la o cafea și ne întoarcem în câteva momente.